Prin rețeaua serviciilor publice de ocupare a muncii în Uniunea Europeană, EURES, România dispune de 80 de posturi pentru lucrători calificați în domeniul hotelier și gastronomic. Pentru persoanele care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, se va organiza o selecție la București pe 6 martie anul acesta. Barman, ospătar, bucătar, supraveghetor de noapte, iată care sunt meseriile în care pot activa cei interesați. Persoanele care doresc să participe la această selecție trebuie să fie înscrise în baza de date a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Pentru aceasta se vor prezenta la noi cu următoarele documente: copie după cartea de identitate, cazierul judiciar care să ateste că nu au antecedente penale, adeverință de la medicul de familie, mențiunea ap de muncă sau clinic sănătos și CV-ul model Europass în limba germană. Angajarea se face pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an, începând din aprilie 2014, iar pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar și bucătar sunt solicitate persoane cu calificare profesională încheiată, experiență minimă de cel puțin 2 ani în domeniu și cunoștințe bune de limba germană. Cursurile de management hotelier și cunoștințele foarte bune de limbă germană, franceză și engleză sunt obligatorii pentru ocuparea posturilor de supraveghetor de noapte. Persoanele cu domiciliu în județul Giurgiu, care corespund cerințelor, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu.